Bine, te-am găsit astăzi din nou live în grup. Mă bucur să vă cunosc, nu mai lungim vorba și trecem și astăzi la treabă pe acest live, deoarece astăzi vreau să vă vorbesc mai mult despre programul pe care eu l-am pus la punct, programul în care tu te hotărăști ce faci cu relația și începi să găsești soluții și aici o să încep să vă povestesc mult mai amănunțit, pentru că de data trecută până acum am structurat mult mai bine cursul și vreau să vă povestesc despre el, despre acest program, ce este de fapt acolo. Pe de-o parte mă uitam către voi și mă gândeam care sunt blocajele voastre, la ce nivel sunteți în acest moment și cu ce anume vă confruntați. Puteți să-mi lăsați într-un comentariu și să-mi spuneți la acest clip ce blocaje aveți voi în acest moment în relația voastră, da? Mă gândesc de multe ori că unele dintre blocajele comune sunt tocmai pentru că nu există claritate, există confuzie. Partenerul tău poate să aibă un comportament cald-rece, odată poate să-ți ofere multă căldură, apreciere, complimente, cum altă dată poate să devină în următoarea perioadă, să devină mult mai autoritar, critic, să-ți ceară multe lucruri, să simți presiune, să fii poate să simți că ești mințită sau chiar înșelată. Aici este important să vezi cum te simți, ce simți în acel moment este confuzie, iar ce facem noi în acest program, învățăm cum să ajungem de la confuzie la mai multă claritate în privința relației, să înțelegi în primul rând ce este despre tine, ce este despre el și să înțelegi ce acțiuni concrete poți să faci încât să ieși din acest blocaj. De ce? Ca să obții liniște interioară, împăcare cu deciziile luate. De regulă, acolo este un blocaj, un semn de întrebare când ne uităm către relația noastră. De asemenea, aș fi foarte curioasă să-mi spuneți și despre mine, să-mi lăsați în comentariu, să-mi spuneți prima oară când ați auzit de mine, de unde ați auzit, care este acel loc. Mă urmăreați în Facebook sau mă știți de la vreun anumit eveniment sau de unde ați luat sau am fost recomandată, cum ați auzit de mine. Aș fi foarte curioasă să știu acest lucru, tocmai ca să ne cunoaștem, să știu și eu mai multe despre cum am ajuns să ne cunoaștem. Zic eu că nu întâmplător, pentru că odată ce ești la mine pe pagină, înseamnă că ceva te-a atras din ceea ce eu am postat, înseamnă că ai rezonat într-un anumit fel cu conținutul pe care eu îl fac și atunci ai ajuns aici pentru că rezonezi cu ceea ce eu scriu. De asemenea, tot la fel aș vrea, te invit să-mi scrii, eu o să pun mai multe întrebări aici, mă interesează foarte mult să te cunosc, să-mi lași aceste mesaje în comentarii sau să revii să-mi scrii în privat. Te rog, nu îmi scrie în mesageria din Facebook, mi s-a întâmplat să văd că am mesajele blocate și nu prea le primesc. Prefer mai degrabă să-mi scrii în e-mail, da? Sau aici în comentarii. E-mailul meu este contact@dianabordeianu.ro. Te invit oricând să-mi scrii acolo, iar eu revin cu răspuns la mail încât să vezi în primul rând că l-am citit și dacă îmi pui și o întrebare și vrei să-ți răspund la ea, vei avea răspuns din partea mea pe e-mail. Sau aici în comentarii, de multe ori spun, comentariile sunt mult mai valoroase, tocmai pentru că putem să împărtășim și putem să vedem mai multe perspective, să vedem în timp real niște răspunsuri din care nu doar tu ai de învățat, ci mai multe persoane au de învățat din aceste răspunsuri. Așa că mă întreb și aș vrea să-mi răspunzi în comentarii ce te-a motivat și ce provocări ai avut, da? Ce te-a făcut pe tine să vrei să vii în acest grup, să te uiți la acest material, să încep să cauți mai multe despre psihologie, despre relații, despre dependență relațională, despre relații toxice și disfuncționale. Care e motivul? Ce anume te-a făcut? Și bineînțeles, nu doar ce te-a făcut să vii aici în acest live, cât și să-mi spui ce anume îți dorești să obții. Pentru că e important să știm care e starea pe care tu o ai acum, în prezent, și ce anume îți dorești să obții. Nu e ca și cum ți-ai pune neapărat un obiectiv ABC, însă e important să știm către ce țintești. Și de cele mai multe ori lumea spune că
își dorește să ajungă la mai multă relaxare, la mai multă liniște interioară, să dobândească mai multă încredere, să știe că are senzația lucrului bine făcut, că are ghidaj într-un proces psihoterapeutic și că știe exact dacă deciziile pe care le vor lua privitoare la relație sunt niște decizii corecte sau incorrecte, dar e o împăcare practic cu deciziile luate și îți apare și sentimentul lucrului bine făcut. Ai control asupra stărilor emoționale și ai un concept de sine nou mult mai puternic odată ce urmezi acest program. Cam asta spun și alte persoane care au urmat acest program sau tot la fel întrebate cam la ce anume vor să ajungă în momentul în care încep să lucreze la vindecarea lor emoțională. Da? Cine sunt eu? Ce mă califică să fac acest program? Eu sunt Diana Bordeianu, sunt psihoterapeut și psiholog clinician. Sunt acreditată de Colegiul Psihologilor pe Psihologie Clinică încă din 2013, adică am o experiență de 10 ani în acest moment în psihologie clinică. Din 2018 sunt acreditată de Colegiul pe Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală. De asemenea, m-am certificat în schema terapii și mi-am făcut cursuri complementare de, pe adicții, curs de bază în adicții și pe intervenția și evaluarea în caz de traumă. Acestea două, mă repet, ele nu sunt formări, sunt cursuri complementare de îmbogățirea cunoștințelor pe care eu le am. De asemenea, am fondat grupul Dragă Sofia, acesta pe care, în care sunteți și voi și pe care îl urmăriți, și am scris o carte care se numește la fel Dragă Sofia, despre care o să mai vorbesc. Nu e neapărat acum momentul să lungesc vorba cu mai multe informații despre mine, pentru că nu este neapărat despre mine, cât e despre a vă ajuta, de a vă fi alături și de a înțelege felul în care eu pot să vă ajut mai mult decât experiența pe care o am în spate. Însă, din nou, poate ce mă califică și aș vrea să-ți povestesc sunt, de fapt, poveștile pe care eu le am cu persoanele cu care am lucrat, cât și propriul meu proces de vindecare emoțională. Pentru mine, cei 10 pași de vindecare emoțională au fost într-un găsit, să zic așa, revelatori, într-un punct în care am simțit că procesul de psihoterapie în care eu sunt nu mai funcționează, că nu mă mai regăsesc în relația terapeutică cu psihoterapeutul cu care eu lucram și am făcut o schimbare. Schimbarea pe care am făcut-o a constat în faptul că, în primul rând, am încheiat acel proces de psihoterapie care nu am simțit că mai mi-aduce beneficii. Într-o perioadă în care am stat și mă gândeam dacă intru într-un alt proces de psihoterapie sau ce fac, am întâlnit o persoană care mi-a spus despre grupurile de sprijin nișate pe dependență relațională, pe comportament de codependent. Și am fost curioasă, am intrat în acele grupuri, era cel la care eu am participat, un grup mixt, ceea ce mi-am dat seama ulterior că autoarea cărții Femei care iubesc prea mult sugerează să fie un grup destinat femeilor, pentru că pot fi mulți triggeri acolo și e important să te simți în siguranță și în echilibru când te deschizi ca femeie în fața altor femei. Dacă avem o schemă disfuncțională în spate cu tata, s-ar putea să nu ne simțim în largul nostru când împărtășim într-un grup cu bărbați. Depinde, sunt din nou și alte probleme acolo. Dacă ai la bază o schemă de abuz, s-ar putea din nou să-ți fie greu să te deschizi în fața unui grup mixt în care există și bărbați. Tu ai nevoie într-un grup de suport să te simți echilibrată, să te simți în siguranță și să simți că poți să spui orice ai pe suflet fără să te gândești la alte butoane pe care ai putea să le accesezi în celălalt sau doar prezența celuilalt că ție îți poate accesa un anumit buton. Tocmai de aceea autoarea cărții sugerează să se facă grup mixt de femei. Acesta a fost și momentul în care am spus că eu creez acest grup, Dragă Sofia, comunitate de sprijin pentru femei, pentru reabilitare din dependență relațională. A venit practic din propria mea nevoie, din 2021, are 2 ani de când el
a fost creat și le-am făcut, făceam săptămânal aceste întâlniri. Evident, mie îmi place de fiecare dată până testez o metodă și îmi dau seama că ea funcționează, încât să o livrez către ceilalți și să o îmbunătățesc. Și o îmbunătățesc de fiecare dată. Ceea ce fac este să o testez. A fost o resursă pe care eu am dat-o gratuit timp de un an jumate, aproape 2 ani. Acum am îmbunătățit-o, într-adevăr, i-am adus mult mai multe beneficii, mi-am dat seama care sunt plusurile, minusurile și cu acest program complet de vindecare emoțională vin și către voi. Ce apare de cele mai multe ori e acea nehotărâre, încă o dată spun, dacă rămân sau nu rămân în relație. Și de fiecare dată răspunsul e că nu mă gândesc dacă rămân sau nu rămân în relație, ci mă gândesc să mă aleg pe mine, să încep vindecarea cu mine și să dezvolt mai multă iubire de sine, să înțeleg concret, în primul rând, mult mai obiectiv din exterior ce anume se întâmplă în acea relație și abia ulterior să încep să iau o decizie. Practic, trecerea este mult mai naturală. Dacă fundamentul din relația voastră e bun, odată ce tu începi să te vindeci emoțional, o să vezi că relația voastră evoluează, crește și evoluați împreună. Dacă într-adevăr acolo e un teren mai puțin bun, vezi că sunt foarte multe răni și la partener, nu doar pe ale tale încerci să le vindeci, vezi că nu mergeți în același ritm al evoluției, atunci relația se rupe de la sine și trecerea va fi mult mai naturală. Însă niciunul nu va fi la fel odată ce intri în acest proces de vindecare emoțională. El îți va aduce mult mai multă liniște, mult mai multă încredere în sine, relaxare, întoarcere către tine, îți va aduce curaj și îți va aduce soluții concrete de implementare a schimbării în viața ta. Ceea ce este foarte important să faci acest lucru. Toate aceste lucruri pot fi făcute în 6 săptămâni. Aceasta este promisiunea cursului, tocmai pentru că există puterea grupului. Aceeași promisiune o fac pentru consultanță 1-1, pentru psihoterapie lucrată 1-1. În momentul în care lucrezi 1-1, metoda aceasta cam poate fi aplicată și implementată în aproximativ 6 luni. O să vezi și de ce se întâmplă în loc de 6 luni, în doar 6 săptămâni în acest curs. Pentru că totul este mult mai intens, este mult mai comasat, se învață foarte mult, se învață într-un ritm alert. Și tu beneficiezi și de puterea aceasta a grupului, pentru că sunt multe oglinzi, sunt multe persoane la un loc care îți vor da putere și vor vedea mult mai obiectiv. Ele nu îți vor da sfaturi, vor face împărtășiri. Sfaturile chiar nu sunt recomandate. A da sfaturi este pe lista de așa nu. Și o să afli și în cadrul cursului de ce nu este bine să dăm sfaturi. Da? Poate un părinte, un bunic critic din trecut, o mamă critică din trecut ne dădea nouă sfaturi despre cum ar fi trebuit să fie mai bine. De fapt, când dezvolți autonomie, tu nu de sfaturi ai nevoie. Ai nevoie de exemple mai bune, mai rele, ai nevoie de împărtășiri, ai nevoie de soluții, da? Și strategii punctuale care pe tine să te ajute să ajungi din starea aceasta de confuzie către mai mult control asupra stărilor tale emoționale, să fii mult mai prezent în viața ta. Da? Și mă gândesc acum, vreau să aduc în discuție oarecum și acest subiect, care sunt opțiunile pe care tu le ai în acest moment pe această categorie să faci implementarea pentru acest program psihoterapeutic cu un alt furnizor. Dacă mai există grupuri de suport, eu din ce am studiat și din ce am văzut pe piață, nu știu, puteți să reveniți să-mi spuneți în comentarii ce știți voi. Știu că la ora actuală un grup nișat efectiv pe recuperare din dependența relațională, reabilitare, dependență relațională, eu una nu am găsit. Nu știu că ar exista, destinat exclusiv femeilor. Am văzut grupuri pentru femei, am văzut cercuri pentru femei, am văzut grupuri de suport, grupuri de dezvoltare personală destinate femeilor sau grupuri mixte, însă un grup destinat femeilor făcut exact pe acești pași de vindecare emoțională sugerați de autoarea Robin Norwood, eu nu am văzut în femei care iubesc prea mult. Inclusiv am văzut de multe ori în descrierea evenimentelor de la alți furnizori
că au scris despre această carte, despre femei care iubesc prea mult și au povestit inclusiv în descrierea acelui eveniment că fac dezvoltare personală pentru femei, însă nu am văzut amintită metoda acestor 10 pași și nu știu cât de nișată este, pentru că ceea ce eu am făcut și am creat, am studiat foarte mult, atât în partea aceasta, în ce spune Robin Norwood în Femei care iubesc prea mult, cât și în Renunță la codependență, Melody Beattie, despre provocările în cazul codependenței. Am studiat foarte mult metoda celor 12 pași din practicile Al-Anon, adică grupul AA, Alcoolicii Anonimi, știm că sunt pentru cei care suferă de dependență. Al-Anon sunt pentru familii, pentru aparținători, pentru familiile celor care au, pentru copiii celor care au trăit în familii în care a fost practicat alcoolismul, da? Și pașii sunt, tot la fel, autoarea Robin Norwood descrie faptul că reabilitarea din dependență relațională este asemănătoare aceeași, are aceleași trăiri, persoana în cauză, cu cea care se reabilitează din alcoolism. Da? Sunt aceleași trăiri emoționale, e aceeași curbă de revenire. Da? Știm că avem partea asta regresivă și apoi evoluție. Știm că în procesul psihoterapeutic apare această regresie și abia apoi evoluăm și începem să o luăm într-o turnură mult mai bună. Practic, aici, dacă îmi permiteți, o să vă spun, asta vă spuneam, că acesta este nișat, grupul pe care noi îl facem, exact pe dependență relațională, din să mergem către autonomie. Dau un exemplu, din nou aici este targetat exact dacă ești într-o relație și acolo simți durere emoțională și vrei să te hotărăști ce faci cu această relație. Nu este pentru oricine acest curs. Dacă tu ești într-o relație ok și vrei doar anumite îmbunătățiri, dar tu te simți semnificativ bine, cursul ăsta nu este pentru tine, nu are nicio treabă cu tine. Dacă suferi de atacuri de panică și vrei să citești mai multe despre psihoterapie, dar nu are legătură cu relația, cursul ăsta nu este pentru tine. Dacă suferi de episoade depresive, dar nu ai o problemă în relație sau nu ești într-o relație în acest moment, acest curs nu este pentru tine. Da? Deci el nu este promovat la o scară largă, el nu este adresat pentru toată lumea, este doar pentru o categorie foarte fixă, cât mai nișat, tocmai ca lumea să se regăsească. Când una dintre participante va face o împărtășire și va vorbi despre relația ei, să știu că în cadrul grupului mai sunt și alte femei care sunt fix în aceeași situație de viață, nu în situații diferite, pentru că ne-am fragilizat degeaba și nu ne-ar ajuta, practic n-am găsit la niciun consens. E ca și cum eu vorbesc de mere, altul spune despre pere. Aceasta este și puterea, unicitatea și diferențierea pe care eu o fac prin acest grup, că l-am vrut cât mai nișat ca poveștile spuse de voi să fie, în aceste povești voi să vă regăsiți cât mai bine. Aceste povești să vă inspire și să vă ducă către schimbare. Și atunci cursul ți se adresează dacă tu ești într-o relație, o definești ca fiind toxică, disfuncțională, nu-ți place. Dă-ți o notă a relației tale. Dacă îi dai o notă deja sub 6, asta nu mai este o relație bună, înseamnă că ai ceva de săpat, de investigat mai mult. Cu ce începi? Cu tine. Nu începi cu o schimbare cu tine. O să enumer oarecum acești 10 pași prin care noi trecem în momentul în care vorbim despre implementare și despre structura cursului, căci asta vă spunea. Dacă ai vrea să lucrăm împreună, te rog, scrie. Scrie-mi asta în comentarii că ești, că ai vrea să facem această implementare împreună și că vrei și tu să intri în acest program de program de grup, da, curs, program de vindecare emoțională. Îți spuneam de cei 10 pași și că noi vom face întâlniri, începem cursul în primul rând pe 9 ianuarie, avem o dată clară. O să încep într-o săptămână, cu două săptămâni înainte, adică în perioada Crăciunului. Mi-am dorit să fie, în primul rând, de la mine, și pentru mine e un cadou acest program, că fac parte din el și că îl duc către voi și de la mine o să fie cadou pentru voi acest program, că vi-l dăruiesc cu drag și am
pus în el toată informația și toată valoarea, toată dragostea mea ca profesionist, să zic așa, ca să aduc către voi cel mai bun rezultat. Astfel că eu să-i fac prelansarea și lansarea în perioada Crăciunului, Revelionului și ulterior prima săptămână după anul nou, pentru că pe 9 eu deja dau startul. Ce facem noi acum? Începem deja de pe, filmez acest webinar pe 9 decembrie, încep să vorbesc deja despre el, pentru că toate întâlnirile pe care eu le fac în următoarea perioadă vor fi 1-1. Adică dacă tu vrei să intri în acest program, nu o să intri doar accesând un link și te-ai înscris. Nu, trebuie să ai o discuție cu mine față în față, în primul rând o discuție telefonică în care ne auzim 15 minute și eu te calific dacă tu într-adevăr ești corect targetată pentru acest, te încadrezi în formatul acestui program sau nu te încadrezi, tocmai pentru că timpul ambelor persoane e prețios. Tu nu vrei să-ți pierzi o întâlnire apoi de o oră în care să ți se vorbească despre un program care nu e pe interesul tău. La rândul meu pot timpul ăla să-l aloc pentru o persoană care într-adevăr își dorește să intre în program și o persoană care căreia programul îi se potrivește, că e foarte important. Și atunci timpul, da, este o resursă. Ne auzim la un telefon, vedem dacă tu te califici și așteptările mele cu ale tale se potrivesc. Apoi, ulterior, aplici și o să fie o întâlnire de consultanță mai pe larg, 40 de minute, 50 de minute, în care discutăm și îți explic exact, particularizat, cum anume se desfășoară programul, îți răspund la toate întrebările. Vreau să-ți aflu în primul rând blocajele și atunci tu califică-te și aplică chiar de acum pentru această întâlnire 1-1 pentru a avea ocazia să îmi povestești blocajele tale, să vin cu câteva soluții, să spun cum funcționează și cum blocajele astea se îmbracă și poate fi răspuns acest curs la blocajele tale, cum te poate ajuta acest curs pe blocajele tale, da? Pentru asta tu trebuie să soliciți o întâlnire 1-1. Fie că îmi scrii în comentarii și eu revin cu mesaj în privat către tine, fie că îmi scrii din nou pe adresa de e-mail, așa cum eu ți-am spus, contact@dianabordeianu.ro. Eu din acest, de fapt nu doar din acest moment, dar din acest moment să zic și public. De încă 2 săptămâni în urmă am început deja să fac consultanță 1-1 pentru a promova, pentru a vorbi și a răspândi informația despre acest program și în acest moment avem deja primii 3 cursanți, care, primele 3 participante care vor intra în acest program și sunt nerăbdătoare, da? Să intre. Locul lor este deja rezervat și au rezervat locul. Ce voiam să zic este că nu am decât 10 locuri, adică s-ar putea să ajung în etapa de lansare, prelansare, eu să am deja și să am deja o parte din agenda bine definită. Nu am cum să pun mai mult de 10 locuri în acest program, pentru că îmi doresc să ajungă la voi cu calitate, cu claritate și o să vedeți când o să vă explic despre program și ce bonusuri v-am pregătit, bonusuri pe care nu pot să le dau oricum, oricui și nu pot să le dau la un număr foarte mare de persoane. Și atunci eu pentru acest curs mi-am targetat că un maxim de 10 persoane vreau să-mi fie alături. Eu vă spun încă o dată, avem deja primele 3 rezervări făcute. Așa că solicită și tu consultanță ca ulterior să aplici pentru program, să-ți rezervi locul în acest program. Cum o spuneam, el va fi marțea și joia de la ora 19, va fi pe Zoom, va fi experiențial, va fi live, totul filmat cu interacțiune, ne conectăm și discutăm. În zilele de marți, de fiecare dată, vor fi zilele în care se discută despre și facem studiul la pașii de vindecare emoțională, da? Adică în zilele de joi vom vorbi despre cum, ce înseamnă să soliciți ajutorul, ce înseamnă când ai mecanisme de negare ale realității și amâni să soliciți ajutorul. Se poate uneori inclusiv, am văzut inclusiv în întâlnirile 1-1 pe care le-am efectuat să mi se zică da, chiar crezi că eu am nevoie de acest program. Ideea e, draga mea, că eu nu ți inoculez ție vreo nevoie. Nevoia ta este sau nu este despre acest program? Tu îți vei răspunde la această întrebare. Eu, ne punând în vreun fel presiune, nu există că, nu știu, ai o nevoie, nu ai și încerc să caut, să stârnesc eu vreo emoție. Tu trebuie să fii conștientă, să fii într-o etapă în care îți dorești să faci această schimbare în viața ta.
E rolul meu aici doar să spun că din anumite mecanisme de negare se poate ca tu să amâni să soliciți ajutorul. Însă eu nu pot să vin la tine în sufragerie, să te iau de mânuță, să te aduc la mine la curs, pentru că ar însemna să intru în rol de salvator și să nu te ajut, ba dimpotrivă să te abuzez. Știm că ajutorul nesolicitat și oferit este o formă de abuz în sine. Eu nu asta îmi doresc, ci îmi doresc să știu că am persoane care sunt în acea etapă a schimbării și care doresc să intre în acest program. Că tu ți-ai dat seama că da, în cadrul relației, uite, eu am niște mecanisme de negare, că uneori inclusiv când mă gândesc să solicit ajutorul, mi se activează niște mecanisme de negare și mă gândesc că poate nu am nevoie, însă tu ești în etapa asta a ta împreună cu mine, să fim în aceeași barcă, ca să zic așa, pentru acest curs, doar în momentul în care poate tu ai făcut un ochi prin zidul ăla pe care tu îl ții al negării și spui, da, mi-a plăcut informația, am nevoie de acest curs. Altfel, fiecare cu etapa lui, poate că e mai important uneori să-i lăsăm pe anumiți oameni să rămână încă în zona lor de confort, în zona lor de negare, în zona lor poate toxică, disfuncțională. Însă e o etapă de care ei au nevoie la rândul lor. La fel cum aceeași persoană, într-o altă perioadă de viață, își dă seama, face acel click și spune gata, ăsta e momentul meu, vreau să evoluez, vreau să cresc, vreau să trec la următorul nivel. Da, și atunci eu am nevoie nu să trag excesiv de o persoană pentru că n-am cum să o salvez. Eu doar încerc să accesez în tine și să vezi dacă tu te... E ca o rochie pe care eu ți-o ofer, da? Vedem dacă rochia pe care eu am creat-o se potrivește cu tine și cu momentul în care ești. Că e la fel cu o rochie roșie. Dacă tu ești într-o stare mai puțin bună în acest moment și eu vreau să-ți dau o rochie roșie, să te îmbraci cu ea, o să spui, Diana, ești nebună, mie nu... Nu-mi place, nu mă simt bine, simt că mă agită, nu mă simt bine în acest moment. Eu voiam o rochie neagră și eu zic, păi n-am neagră, am doar roșii. O vrei pe asta sau... Deci e pentru fiecare în ce etapă este. Și de asemenea am făcut analogia cu rochia. Important e în momentul în care tu vezi, asta e consultanța 1 la 1. Probezi un pic rochia să vezi cum se așează pe tine, să o cunoști mai bine, să-i vezi materialul, să-i vezi textura, să te oglindești, să te vezi îmbrăcată cu ea, să vezi cam cum ar fi cu rochia asta. Cam așa e programul despre care eu ți vorbesc acum. Și abia apoi tu te decizi dacă într-adevăr ai nevoie de acest program și este benefic pentru tine. Și atunci zicem start, gata, domne, asta înseamnă că am făcut treabă bună, putem să mergem mai departe cu acest curs. Da, fă din programul de recuperare prioritatea numărul 0, ne spune al doilea pas de vindecare emoțională și de asemenea resursa timpului este importantă și valoroasă. Dacă tu ești într-o etapă în care spui că n-ai timp, viața ta e foarte agitată, știm de asemenea că se poate întâmpla lucrul ăsta tocmai pentru că e dintr-o traumă, dintr-o rană, încât îți faci timp pentru toată lumea, numai pentru tine nu. E ca și cum nu existi în propria viață, da? Și ne spune acest pas, să faci din tine prioritatea zero, da? Să fii o prioritate, să fii mult mai atentă. Și aici din nou întrebarea este, ai sau nu ai timp? Vrei să-ți faci timp? Uite ce ne spune și ne învață ghidul acesta de vindecare emoțională, să te prioritizezi, să-ți faci loc în propria viață, să te faci văzută, să nu mai dispari, să nu mai te abandonezi, să nu mai te trădezi, să fii prezentă și să intri, să ieși din blocaj, da? Din blocaj ieși doar cu acțiuni și intri într-un proces de vindecare emoțională. Ne zice pasul 3, să ai un grup de sprijin, de aceea am și creat Dragă Sofia, de aceea tot formatul acesta, tocmai pentru a învăța cum să dobândim iubire de sine și cum să creștem puterea interioară. Cum să dezvolți latura spirituală, știm că spiritualitatea produce relaxare în organism, cade aciditatea, crește relaxarea, crește alcalinitatea în organism. Nu, aici nu este vorba despre biserică și Dumnezeu, este vorba despre spiritualitate integrată exact așa cum tu consideri că este relevant pentru tine. Da? Poți să faci meditație dimineața, seara, poți să faci un ritual al afirmațiilor, poți să asculți muzică de relaxare, poți să introduci alte practici spirituale care rezonează cu tine.
De asemenea, pasul 5, pasul 6 ne învață cum să nu-ți mai controlezi, să nu-ți mai domini partenerul și cum să nu te mai lași prinsă în jocuri de manipulare. Asta înseamnă că o să avem de introdus și niște monitorizări, monitorizezi anumite situații, pui lupa pe ele, vezi ce emoții ai, ce gânduri ai, lucrăm pe acele fișe de monitorizare încât să vezi mult mai clar când tu te lași prins în jocuri, când el te manipulează, când uneori poate chiar tu intri în tendințe de manipulare, cum începeți să jucați rolul acolo, când intri chiar tu în rol de victimă, când chiar ești cu adevărat, mă rog, a fi victimă, contează foarte mult să pui limite, da? Când intri chiar tu în rol de abuzator, când eviți, fugi și tot la fel. Deci o să observăm care sunt mecanismele tale de apărare, cum anume faci față acelei probleme și cum poți să dezvolți niște mecanisme mult mai sănătoase încât să faci față situațiilor în cuplu. Începând să faci acele schimbări, o să vezi că o schimbare generează o altă schimbare, adică comportamentul lui se va schimba. Se poate schimba în bine, se poate, ne spune și autoarea cărții, se poate și înrăutăți, tocmai pentru că el era obișnuit ca tu să faci lucrurile într-un anumit fel până atunci și asta să-i provoace furie. Însă e doar o etapă, ulterior tu, focusul tău este pe tine, nu pe stările lui, că asta făceai și înainte, să fie pentru el, să fac pentru el, să-i fie bine lui, să fie și mai bine pentru el. Nu este despre el în acest proces de vindecare emoțională, este doar despre tine. Deci nu contează dacă tu începi să pui limite sănătoase, le pui pentru tine, nu pentru a-l proteja pe el de furie, de supărare, de tristețe. Când începi să faci anumite schimbări în ritualul și în rutina zilei tale, nu o faci pentru el sau că se supără el, că iar nu te lasă el să ieși cu o prietenă, că iar îi mai vine lui o idee. Nu e despre el, ci e din nou despre tine și ce poți să faci tu pentru tine, focusul tău fiind pe iubire de sine, pe vindecare emoțională. Care a fost promisiunea inițială? Că tu simți un tumult emoțional și vrei să ajungi la mai multă relaxare, la mai multă liniște interioară, la mai multă pace, la un concept de sine nou, puternic. Nu poți să stai să aștepți să faci lucrurile doar așa cum el și îl dorește, pentru că în același timp conceptul tău de sine înseamnă că este unul disfuncțional, în care tu spui că nu meriți mai mult, că te mulțumești cu puțin, că poate hai lasă că nu o fi chiar atât de necuratul, chiar atât de negru, hai că poate vreau eu prea mult, te amăgești și stai acolo în deziluzii și în mai știu eu ce, versus când tu începi să faci lucruri sănătoase, în primul rând, din iubire de sine. Că el lucrurile astea sănătoase, ce o să vedem, se înfurie, se enervează, nu-i convine că le face, asta arată despre... Sunt semne care ne arată despre disfuncționalitatea și toxicitatea lui și, evident, a voastră, pentru că erați împreună în relație, a relației voastre, da? Înfruntă cu curaj propriile neajunsuri și probleme. Asta înseamnă să dezvolți mai multă autonomie, să-ți dai seama cum ar fi viața ta dacă el nu ar exista și de acolo să începi schimbarea, să-ți înfrunți aceste probleme, să te dezvolți, să crești și să începi să te gândești măcar pentru câteva zile, momente, să trăiești ca și cum, dacă el n-ar fi, tu cum te-ai descurca? Poate ai doi copii, poți să-i întreții singură, poate ai un copil și e mai mic, poți să-l întreții singură sau te descurci chiar dacă te întreții singură. Te descurci cu toată rutina zilnică singură cu copilul sau, de fapt, uneori noi criticăm partenerul că nu ne ajută, nu face, nu drege și când ne punem în fața faptului împlinit ce ar fi viața fără el, să vedem că, de fapt, el are o serie de lucruri pe care le face și le face bine, ca să zic așa. Că și aici este de multe ori, depinde pe ce punem lupa. Putem uneori să plantăm un scenariu toxic pe care noi l-am avut în trecut, o rană pe care noi am avut-o în trecut cu tata în special, dar în familia de origine, mama, tata, și acum să o proiectăm în relație cu partenerul actual. Și dacă avem din nou un proces de vindecare reușit, să ne dăm seama și putem să începem să separăm anumite reacții pe care noi le avem în prezent, să separăm trecutul de prezent, să ne dăm seama cum e de fapt partenerul nostru. Da, el poate uneori să semene și îl atragem după anumite scheme pe care noi le avem, să semene cu unul dintre părinții noștri, cu tata. Însă de asemenea se poate uneori ca noi să amplificăm anumite
gesturi, anumite cuvinte pe care le zice partenerul, care poate uneori nu sunt într-adevăr atât de periculoase, cât de fapt pericolul noi îl vedem la tot pasul, pentru că ne sună un sistem de alarmă stricat din copilărie, unde noi am primit multă reactivitate, multă critică, multă sfidare, multă ostilitate din partea părintelui din trecut și acum ce facem, scenariul ăsta îl iau și îl pun pe partenerul meu. Tocmai de aceea e important să fie separat, ca în momentul în care tu îți începi să-ți calmezi aceste semnale de alarmă, să vedem cum reacționează partenerul tău și din nou să vezi cu alții ochi, să vezi mult mai clar dacă într-adevăr fundația e bună, lucrurile trebuie să meargă natural încât să vezi că lucrurile se ameliorează în relația ta. Acolo din nou, dacă rănile lui sau evoluția nu este la același nivel între voi, probabil o să vedem din nou reactivitate critică și manipulare, ostilitate din partea partenerului. Din nou, din ce crești și tu devii mai autonomă, îți umpli acel gol interior, poți să fii pregătită pentru a ieși dintr-o relație care nu te împlinește. Pentru că o femeie care deja se iubește, a dezvoltat un concept de sine nou, începe să se întrebe de fiecare dată dacă o relație, relația în care este benefică pentru ea sau nu este. Și cum poate să stimuleze această relație să ajungă la potențial maxim. Da? Adică dacă o relație nu îți servește la propria ta dezvoltare, nu este o relație benefică pentru tine, nimic nu te face să rămâi în acel loc. Însă acolo trebuie într-adevăr să ai o claritate, să dezvolți tu un concept de sine nou, mult mai puternic, să te deblochezi, să treci la acțiune, să ai control asupra propriilor stări emoționale, încât să știi clar ce anume e benefic, ce faci cu această relație. Ne mai spune pasul 8, să-ți cultivi toate aspectele personalității tale. Asta înseamnă să înveți să-ți umpli acel gol interior, cum îmi place mie să spun, să înveți cum să îți modelezi, da, interiorul tău cu mai multe pasiuni, talente, hobby-uri, cu activități care îți creează plăcere, să ieși din izolare, să începi să te duci mai mult către prietene, să fii mai sociabilă, să faci lucruri din iubire de sine. Când eu am început să-mi cultiv aceste aspecte ale personalității, să-mi umplu golul interior, îmi amintesc că aici sunt două lucruri. Pe de-o parte că recreăm, ne luăm critică, hate de la toți din jur, cu uite-o pe asta iar se duce la piscină, uite-o pe asta iar se întâlnește, că eu în post am poze cu prietenele, iar se întâlnește cu prietenele, ia uite nu mai stă pe acasă, ia uite să plimbă, în fiecare weekend e plecată, iar a plecat la mare, iar a plecat la munte. Da, sunt activități care mie mi-au plăcut, era ceva ce eu nu mi-am dat voie să fac, nu am călătorit, nu am fost în excursii, plus că toate excursiile și călătoriile pe care eu mi le-am făcut, le-am făcut și pentru a dezvolta autonomie. Îmi amintesc că prima oară când am ieșit din relație, 13 ani am fost în relație tot cu căsătorie, nu știam efectiv când am ajuns la Gara de Nord de unde să-mi iau un bilet și cum să plec, cum să-mi organizez efectiv o călătorie. Știu că am decis oricum să ies din casă în 15 minute, am prins trenul, am reușit să-mi iau bilet, însă aveam o anxietate mare cât carul. Și am încercat să-mi provoc aceste excursii și călătorii de la o etapă la alta mai complicate, mai complicate. La mine una dintre călătorii care a fost, n-aș zice că pe lifestyle, cât m-a interesat foarte mult pe autonomie, efectiv targetată, am zis dacă eu reușesc autonom să ajung în Dubai, înseamnă că orice pot să fac pe lumea asta. Și am ajuns în Dubai, fiind țară arabă, pentru mine a fost o expunere foarte mare ca autonomie, să știu că independent, fără să apelez la vreo agenție de turism, sunt capabilă să-mi rezerv singură biletele de avion, să-mi fac singură traseul de la aeroport la hotel, să știu că mă descurc la hotel, că îmi organizez alte vizite și nu stau într-un singur loc acolo și că pot să mă plimb. Pentru mine ca autonomie a însemnat foarte mult. Din nou, nu știu cu ce compară fiecare, nu vreau să sune. Pentru mine aceasta a fost revelatoare știindu-mi nivelul. Încă o dată, știindu-mi nivelul, că m-am dus în Gara de Nord și nu știam să mă organizez să-mi iau un bilet. Mi-a trebuit foarte mult timp să mă
organizez, să-mi fac plățile online, pentru că astea erau lucruri de, la care se ocupau fostul meu soț și care mie nu mi-au atras niciodată atenția și nu aveam autonomie să fac asta. Plus că la asta cu călătoriile, mie mi-era frică să călătoresc, frică efectiv să călătoresc singură. Aveam impresia că un pericol se întâmplă oricând, pe oriunde. Și ce am făcut? Din nou pasul nou, că mi-am cultivat aspecte ale personalității mele, că am început să fac aceste lucruri care mie îmi plac. Cum v-am spus, a apărut și critică din partea anumitor persoane. Uite-o pe Diana, iar pleacă. Ia uite-o pe Diana, iar... E important e că eu mi-am văzut drumul meu și că nu m-a interesat, pentru că în momentul în care căutăm validare din ochii celorlalți, ce spun prieteni, ce spune familia, ce spun ceilalți, este de fapt tot dintr-o zonă traumatică care încă caută iubire, caută atenție, caută grijă din partea celorlalți. Însă, în momentul în care tu dezvolți mai multă autonomie, aceste lucruri se aud doar în fundal. Sunt niște voci pe care le auzi ale lor, însă tu știi care e traseul tău, drumul tău și ce anume îți dorești tu de fapt să faci. Că se și leagă oarecum pe un concept de sine nou, mult mai puternic, tu devii mult mai egoist în tot ceea ce faci. Nu este vorba, când vorbim de egoism, că este ceva narcisist la mijloc, pentru că nu despre narcisism și nu asta promovăm, însă deseori am auzit și am început, când promovez acest pas, să specific acest lucru. A deveni egoist în tot ceea ce faci înseamnă doar că tu începi să te prioritizezi, da? Îndrăgostește-te tu de tine ca ceilalți din jur să se îndrăgostească de tine. Fă lucruri pentru tine, fii prezent în propria viață, despre asta e vorba. Celebrează-te tu pe tine, respectă-te tu pe tine, fă-te văzută tu pentru tine și te vor vedea și ceilalți. Asta înseamnă de fapt să fii egoistă în tot ceea ce faci. Nu înseamnă să fii abuzivă, nu înseamnă să calci în picioare sentimentele altora, nu înseamnă să te dezumanizezi, nu înseamnă să nimic. Poți să faci orice lucru îți dorești în lumea asta, dacă tu îți păstrezi în același timp verticalitatea, îți păstrezi integritatea, îți păstrezi bunul simț, ca să zic așa, respectul și smerenia în fața celorlalți, da? Și atunci poți să fii egoismul acesta este dintr-o iubire de sine funcțională, sănătoasă, da? Nu vorbim și nu promovăm aici despre cum să te faci că nu există sentimentele altora, da? Cum zic că asta nu înseamnă narcisism, nu înseamnă narcisism dacă soțul în relația actuală te trimite de 7 ori să-i rezolvi 20 de probleme și tu spui, păi da, da, știi, eu de fapt aveam astăzi pregătită o întâlnire pentru mine să mă duc la masaj, dau un exemplu. Și el tot îți dă sarcini, 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 fiind un comportament manipulativ din partea lui, ca tu să rămâi în continuare acasă, să nu pleci, rămâi în continuare în izolare și da el comportament manipulativ tot ca să te țină în posesivitate, în comportament posesiv. Tu ce faci? Devin egoistă, zic, nu mai fac taskurile pe care tu mi le ceri, nu mai fac, nu știu, fix ce vrei tu să-mi anulez în program, știu că rămân focusată pe mine și că eu m-am ales pe mine, am ales ședința asta de masaj. Nu o anulez, nu o contramandez, nu schimb data, am decis-o, asta se face, da? Și am bipași, am dezvoltat aspecte ale personalității și am devenit egoist, da? Aici nu înseamnă că i-am încălcat cuiva. Egoism ar fi când mă duc la masaj, nu? Și încep să-i zic că scoată pe clienta 1 și bagă-mă pe mine că vreau loc favorit. Dar nu asta zice, mi-e așa doar un exemplu. Și la punctul 10 ne spune pasul 10 să împărtășești acestea și toate experiențele acestea și cu alte persoane. Ca și alte persoane să aibă parte de experiențele și învățăturile dobândite, ceea ce și eu fac cu voi în acest proces. Da? De aici a și pornit odată ce eu am trecut prin acest proces de vindecare. Mi-ar plăcea, pentru că am auzit de curând asta și chiar aș vrea să vă povestesc asta. Că de multe ori se zice, toată lumea spune, eu m-am vindecat pe mine, acum pot să te ajut și pe tine. Mie nu-mi place să o dau în extreme și vreau să rămân undeva la mijloc cu informația asta. Ca eu să te pot ghida pe tine nu înseamnă că eu trebuie să fiu vindecată complet. Iar o luăm cu ce înseamnă vindecarea asta completă. Că vindecarea e o căutare întreagă,
toată viața. Eu mă voi vindeca și voi căuta din nou resurse pentru creștere, evoluție și resurse și mai sănătoase pe care le am. De acum până în următoare, toată viața mea este un proces de evoluție, da? Continuu. Cum nu doar viața mea, ca și altor persoane sau altor furnizori de psihoterapie. Suntem într-o etapă bună, suntem într-o etapă vindecată. Ce este mai important este că eu pot să fiu ghidul tău dacă sunt măcar cu o etapă, da? Să fiu cu una, două, trei etape mai sus decât tine, încât să te pot ghida și atunci rolul meu de ghid este unul bun, da? Și pot să fac asta. Eu am trecut prin acești pași, am trecut prin acest proces, am ieșit dintr-o relație toxică și am reușit, chiar dacă am recreat alte relații toxice, disfuncționale, să mă aleg de fiecare dată pe mine, să pot să rezist cu propriul meu gol interior, să spun nu atunci când am simțit că lucrurile nu merg, să rezist iarăși chit că ard pe interior, să pot să am control asupra stărilor mele. Și asta mă califică pentru că eu am trecut prin acest proces și acum știu, dau un exemplu la început când eram în starea 1, dacă aș fi stat chiar și în momentul în care am ieșit din relație. Simțeam că nu pot să stau singură în casă pentru că era foarte mare golul interior față de în prezent în care n-am nicio treabă. Pot să-mi găsesc resurse eu cu mine sau cu prietene, cu oricare, nu are nicio legătură persoana de lângă mine cu ceea ce pot să fac eu cu mine. Mi-am dobândit mult mai mult control asupra emoțiilor, am un alt concept de sine și lucrurile se întâmplă diferit. Asta înseamnă că eu sunt cu o etapă mai sus, diferită față de cea în care ești tu. Încă o dată eu mă adresez ție. Dacă tu ești acum într-o relație și nu știi ce să faci cu această relație, o vreau, nu o vreau. Da, asta e ceea ce eu, ce mie mi s-a întâmplat, nehotărârea pe care eu aveam despre relație a fost în urmă cu aproape 3 ani, din 2020, în vară, da? Vreau sau nu vreau relație? Vreau sau nu vreau relație? Nu chiar în vară, de fapt la mine a început în 2020, din ianuarie. Am început anul cu placa asta în minte, dacă rămân sau nu rămân în relație. Și a durat într-adevăr, exact cum zice și încă o dată și în cărți, procesul de a mă hotărâ a durat aproximativ 6 luni, făcându-l într-un proces de vindecare emoțională. Da? Nu l-am făcut eu de capul meu, ci am fost parte dintr-un proces psihoterapeutic încât să mă hotărăsc ce anume să fac. Din nou, promisiunea cursului nu este una că toată vindecarea emoțională și totul s-a întâmplat. Și promisiunea cursului e că te duc din punctul A în punctul B, adică vei deveni în 6 săptămâni, vei înțelege ce înseamnă tot procesul ăsta de vindecare emoțională. Vei învăța cum anume să-l faci, cum anume să lucrezi în continuare la toți pașii ăștia de vindecare și ce te învăț, ce reușesc să fac cu tine în aceste 6 săptămâni, că tu vei avea o claritate și vei ști ce faci în următoarea ta etapă. Da? Deci eu te duc de la o etapă la alta. Te ajut să vezi ce faci tu cu relația ta. Și că te hotărăști, spui la final, eu mă hotărăsc, Diana, să rămân în continuare în relație, mai am de lucrat la cei 10 pași. Am înțeles. Ce faci? Sau m-am hotărât, mi-am dat seama că am o viziune mult mai amplă asupra relației și acum m-am hotărât că am suficientă autonomie și pot să ies din relații. Da? Sau au fost persoane care au ieșit din relații chiar dacă n-au simțit că au suficientă autonomie asupra stărilor sau asupra anumitor lucruri. Să zic că eu simt că fiind continuând într-un proces ghidat, psihoterapeutic, să zic că am suportul psihoterapeutului și atunci eu oricum simt că vreau să ies din relație pentru că nu mă regăsesc, mă simt abuzată, îmi simt nevoile profund neîndeplinite, simt că merit mai mult și prefer, așa cum zice și în carte, pe o schemă de abuz, că mai bine rupi relația și îți revii tu cu tine. Da, dacă golul interior și abandonul e foarte puternic, sunt persoane care de acolo apar recăderile, reîmpăcările și așa mai departe. Tocmai pentru că există recăderi, este important ca tu procesul de vindecare emoțională să ți-l faci mai degrabă în relație decât ieșind din relație. Tocmai ca să ai ocazia ca tu să crești, să-ți fortifici laturile personalității, să-ți umpli golul interior încât trecerea se facă emoțional, să nu mai există riscul recăderilor. Da? Și de asemenea, spre final, o să spun încă o dată, dacă vrei să lucrăm împreună, o să-mi scrii în chat cum ți s-a părut. Dacă da, și dacă da, atunci nimic nu ne oprește să trecem la consultanță 1-1. Te aștept cu e-mail pe contact@arondianabordeianu.ro sau scrie-mi în comentarii
trebuie cu un mesaj în privat că vrei să te califici pentru această întâlnire 1 la 1 și să-ți povestesc mai pe larg despre curs, dar vreau în primul rând să-ți cunosc blocajele, da? Scrie-mi atât în comentarii cât și în e-mail, povestim în consultanța 1 la 1, vreau să-ți aflu toate blocajele, toate provocările, toate problemele pe care tu le ai acolo în relație, să vedem punctual, hai să vedem cum putem să le rezolvăm și hai să trecem la treabă cu acțiune, da? Din nou, cum știm că ieșim din blocaj? Cu acțiuni. Deci hai să facem mai multe acțiuni, da? Te felicit că ai rămas până la final, că m-ai urmărit, înseamnă că ți-a fost cu adevărat de folos ceea ce noi am lucrat, a fost o resursă bună pentru tine. Poți să mă ajuți cu un share la această postare, poți să recomanzi programul acesta să aplice și alte persoane la el. Poți să-l pui, tocmai dacă ai fost prezentă la live și l-ai aflat, dă-mi un tag, dă-mi tag la un share pe care tu-l faci, ca să văd și eu să-ți dau un like și să mă bucur că m-ai recomandat și poți să-mi dai și un... Poți să mă etichetezi și într-un story, să vorbești despre acest program, despre acest video, să-l urci într-un story al tău, să-mi dai un tag. Tocmai ca așa împrăștiem informația și ajunge la cât mai multe persoane, pentru că e o informație valoroasă și în spate, din nou, ce avem, mult ajutor, multă valoare, multe resurse. Te ajut pas cu pas, avem 10 pași aici, să înțelegi ce înseamnă disfuncționalitatea în familia de origine și cum poți tu să crești, să devii mult mai autonomă și să rămâi și atunci relația ta să fie înfloritoare sau să ieși din acea relație și atunci tu poți să-ți atragi o altă relație mult mai funcțională pentru că meriți, draga mea, să ai o iubire completă. Toate cele bune, îți doresc weekend frumos și ne auzim. Nu uita, contact@arondianabordeianu.ro. Scrie-mi în comentarii orice întrebare și eu revin cu răspuns.